Bombă politică la Cluj. Senatorul PNL Marius Nicoară va trece marțea viitoare la ALDE, titrează ziar de Cluj. Informația a fost lansată în spațiul public de jurnalistul Liviu Alexa. Săptămâna viitoare va fi detonată în sfârșit prima bombă politică la Cluj. Deși a negat politicos, Nicoară va trece pe bune la ALDE. Pentru a da și mai mult ștaif anunțului, Nicoară l-a rugat pe Tăricianu să vină la Cluj ca să facă anunțul. Acesta a acceptat de principiu punând o singură rezervă, aceea că s-ar putea să fie mișcări interesante în Parlament. A scris Liviu Alexa astăzi în ziar de Cluj. Jurnalistul mai arată că planul pe termen scurt este ca Nicoara să aducă peste 15 primari din Județ la ALDE, iar planul pe termen lung este candidatura senatorului la primăria Cluj în 2020. Marius Nicoara a afirmat într-o declarație pentru Ensign că liderul ALDE, Călin Popescu Tăricianu, este un vechi prieten al său și că a avut oferte de a trece la noul partid liberal încă de la înființarea sa, dar că, dacă va face acest pas, va anunța public.